Vineri, potrivit lui Ana Maria Prodan, salariul reghe din Nefki Baku ar fi de 40.000 de euro, astfel încât pensia alimentară ar fi depășit 7.000 de euro pe lună. În plus, potrivit judecătorilor, impresia este obligată să și plătească soțul și cheltuielile cu avocatul la peste 9.000 de lei. Decizia instanței este definitivă. Ana Maria Prodan nu este mulțumită de ceea ce a fost decis. Îi cer judecătorilor să stabilească cât de mult plătește pensia pentru copilul lor. Nu vreau să particip la prostia lui Reghe. Vrea. Dacă ați venit să cereți judecătorilor să stabilească cât de mult li se dă copii. Dar totul și cât pot. Ok, mi a cerut costuri, pentru că a deschis ordonanța și a cerut pensia. Judecătorii au decis să și dea copilul și să plătească costurile. Cât am spus în viața mea, import 2000 de euro. Este tragic comic. Din toate punctele de vedere. Va deveni rău cu tot ce face. Veți vedea traseul de vâsă. Într-un timp foarte scurt. Tot ce am construit pentru el în 16 ani, demolat inconștient în doar 2 ani. Munca ta și problema ta. Nu am nicio treabă cu asta. Avocatul meu se ocupă de toate. Tot ce face este rece. Îmi cresc copiii cu capul și am crescut cu demnitate, a spus impresia, să faceți click. Vezi galeria foto se fotopose un sfert. Urmați-ne pe Google News. GSP Roliviu Dragnea ar iubi un fost sportiv, cu 34 de ani mai tânăr decât el, primele reacții ale celor doi. Plaite Rogiorge Buhnici rupe tăcerea pe patina lui Nevena și își cere scuze, fumatul sau cel puțin amețit video. Observatorors. Horoscop 26-2022. Lei își caută cu sârguință locul în lume și acum se descurcă bine, când totul este norat și incert. News Pro TV Ro, un pasager dintr-un avion a văzut brusc ceva care a ieșit din nori. Să a grăbit să facă o fotografie și când a aflat ce era beat. Orange Sport Ro, soldații ruși se comportă ciudat. Un ucrainean a făcut descoperirea lui strange în locul său.